fac sportul minții. Joci șah, cum ar veni? Nu, dar de fiecare dată îmi spun, de luni mă duc la sală. Ah, da. Da, voința am. Mai eu fac un pic de not. Da, adică mă duc și eu și mă bălăcesc acolo cât pot, așa. Nu știu dacă se consideră la sport. Se consideră, da. Nu, cât fac eu. Cât, să pun un pic. Mai fac o plimbare, toată lumea mă știe ca pe un cal breaz, știi că la două după emisiune. Da, știu, tu faci turul. Da, fac turul aici. Chiar acolo te relaxezi? Care-i scopul acelei plimbări? Să mă descarc de energiile negative de la emisiune sau ce se mai întâmplă acolo. Să-mi limpezesc capul și să fac niște pași. Oamenii care lucrează la birou ca noi sunt obligați să facă niște pași. Eu îmi fac pașii dansând în studio. Da, asta e adevărat, să știți că dansează. Și cântă, frate, da. Camelia Chinciu. De ce vă povestesc? Da, a apărut strategia națională pentru sport. Hai să aflăm detalii. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E, după o vreme îndelungată în care a fost cerută mai ales de instituțiile de sport din țara asta, Ministerul Sportului a publicat strategia națională pentru sport. Ăsta e un document de bază potrivit căruia se aleg direcțiile de acțiune în anii următori, cum să facem să avem și noi nu numai rezultate în sport, dar și o nație mai sănătoasă. Strategia asta pleacă de la niște constatări, unele amare. Uite, asta ziceam, 63% din populație nu practică sport deloc. În Europa, din care facem parte, 46%. 51% declară că nu practică deloc activitate fizică, spre deosebire de 35%, doar 17% din populația României practică sport în parcuri sau în spațiu liber. În România, doar 28% dintre adolescenții între 11 și 15 ani și doar 30% din adulți practică un nivel minim necesar de activitate fizică și sport. Înțelegeți cum stă treaba? Adică... Bun, asta are și o... Se reflectă și în sport, în sportul de performanță, pentru că de la 24 de medalii în 2000 la Jocurile Olimpice, la 4 medalii în 2020, când ai o nație care nu face sport, nici n-ai de unde să dai vârfuri. Adică le cerăm foarte mult acelor profesioniști care reușesc să se strecoare printr-o nație care nu e sportivă. Mai pe șleau, suntem o nație de burtoși ca mine, că eu pot să zic de burtoși, că na, la mine e simplu, zic eu, am voie, deci suntem o nație de burtoși care stă în fața televizorului și așteaptă ca Edi Iordănescu să facă un miracol cu Ali Bec, care sigur că are... Tu vorbești totuși de Edi Iordănescu, da. Eu de fiecare dată nu mă pricep la fotbal, n-am nicio treabă, da. Dar aud, e luna mai, se împlinesc 108 ani de când Steaua a reușit. Da, adică... exact. Da, cam așa suntem, da. Exact, e foarte bună observația. Sărbătorim ceva de demult. Bun, acum vă așteptați să găsiți soluții. Sunt soluții, se prioritizează câteva sporturi, dar fii atentă la sporturile individuale, să prioritizează așa. Canotaj, adică să vor da mai mulți bani și să vor construi baze. De acolo începe. La canotaj, la judo, la tenis de masă, la lupte, la natație și pentatlon modern, scrimă, ciclism, box, caiac, canoe, atletism, gimnastică. Astăzi, de fapt, sporturile la care mai luăm niște medalii. Da, exact, la care am avut chiar performanță. Da, dacă te mai uiți așa și zice, bă, aici chiar avem o școală. Știi ce lipsește de aici? De exemplu, tenisul. Am zis tenis de masă, dar n-am zis tenis. Tenisul lipsește, deși România are o generație de 7-8 jucătoare, cam de aceeași vârstă, în jur de 30 de ani, care au niște rezultate excepționale, adică sunt jucătoare de top 100, toate într-un moment al carierei lor, de la Simona Halep, la Sorana Cârstea, la Irina Begu. Și cred că au fost și exemplu pentru copii. Exact. Asta e. Tenisul are o expunere mediatică fantastică. Cine joacă tenis e vedetă, mai ales în top 100, dacă intră. În România deja avea baza crescută. Care e ideea? Acum nu mai e prioritar. Spui, domnule, tenisul e ceva ce oricum se face pe banii părinților și gata, îl dăm deoparte. Pentru că la tenis poți să atragi foarte mulți copii. E un sport mai simplu, e un sport cu vizibilitate, e un sport cu premii mari, că și asta contează. Bani mulți, da? Mă miră. Hai să vă spun și sporturile de echipă. Deci prioritatea noastră este fotbalul. Sigur că e popular. Bun, ok. În fine, e fotbal. După care basket și handbal. Basketul e al doilea sport în România ca practicanți, pentru că e foarte ușor de jucat. Mulți copii joacă pe terenuri la liceu. Da, e sportul adolescenților, exact. E ceva foarte fain. Da.
Și handbalul, pentru că handbalul păstrează o bază veche care mai dă niște rezultate și la care avem o tradiție, da? Rugby, volei, polo, hockey pe gheață și oină. Oină. Înțeleg, bun, ok, trebuie să sprijini oina că să mai joacă la tine și sport național, dar nu e baseball, adică, în fine. Și hockey pe gheață avem trei echipe, pe cuvântul meu, alea de joacă în Harghita și Covasna. Aici văd și afiliera politică a ministrului. E o prioritate, da, în județele respective sunt convins că e o prioritate, dar într-o strategie națională, adică o să rupem acum fâșul, cum se spune, și la hockey. Și unde să facem hockey pe gheață? Bună întrebare. Acum, de exemplu, domnul ministru spunea că el vede strategia în felul următor, că, de exemplu, se pot face 10 săli de, pentru tenis de masă în 10 ani, câte una pe an, așa vede dezvoltarea. Sigur că asta doar ne dă un cadru, o gândire. Și zice așa, prioritizarea sporturilor olimpice se va face pe tradiție, da? Asta am văzut și noi. Și se face un sistem sportiv piramidal, transparent, predictibil. Mai zice frumos. Aici la vorbe zice frumos. Cuvântul predictibil e în vocabular, exact, da, din 2022 încoace, da. Și de asemenea se vor descentraliza structuri și baze sportive din structurile de stat. Asta trebuie să ne explice ce înseamnă. Ce înseamnă, da. Știi, astea sunt multe cuvinte. Adevărul este că fără a pune populația la joacă, fără a scoate populația la joacă și fără a învăța pe copii că sportul este o parte esențială a vieții și fără a investi foarte mulți bani, mai ales la nivel de primării, orașe, în tot ce ar putea să însemne locuri de sport, e că, la urmă, strategia asta nu o să scoată foarte mare lucru. Decât dacă mai zice, uite, domnule, punem pe handbal, fotbal, nu știu, câteva zeci de milioane de euro și facem treaba asta. Da, într-o societate în care se vorbește de un mindset învingător, știi, sportul cred că ar ajuta fantastic copiii. Dar ajuta. Dar gândește-te că nici profesori de sport n-avem. Da. Chiar e nici lipsă. Săl n-avem și oricum una pe an. De ce se fac așa de greu lucrurile? O sală pe an. Nu știu, aș îndrăzni să spun că suntem săraci, dar de... De ce? 15 km de autostradă în 5 ani. Atât putem. Atât putem. Noi suntem o țară în care politicienii știu doar să mărească pensii și salarii unde e cazul, când e cazul. Cam asta e discuția. L-am invitat pe domnul Eduard Novak la România în direct, să știți. Nu mi-a răspuns până astăzi. Am zis că o să-l invit destul de des, până când îl plictisesc, că până la urmă va trebui să zică ceva. Știi, e bine să mai vorbești cu oamenii din când în când, mai ales dacă ești politician, eu de asta aștept la România în direct. Veniți, fraților, vorbiți, vedeți cum e realitatea. Vă mai dați seama care e situația. Mă rog, asta e tot pentru astăzi. Nu e, știi cum e? Că n-am o concluzie la treaba asta, dar nu e nici bine, nici rău. E ca apa rece. Da, apa sfințită sau apa de plaie. Și de alegeți voi care fel de apă, să nu ne ia nimeni. Da. Da. Așa, deci nu face nici rău, nu face nici bine. Sper să facă bine ce ascultăm acum. Ți-am spus încă de dimineață de piesa asta. Bruce Springsteen a lansat un single nou, se intitulează Night Shift, e peste tot în lume. Da. Pe 11 noiembrie și lansează un LP nou, se intitulează Only the Strong Survive. Ascultăm piesa asta împreună, da? Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi.